Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vorbesc despre Facebook și astăzi am să vă arăt cum puteți să vă ascundeți lista de prieteni de ochii altor persoane sau de ochii prietenilor voștri. În fine, de ce este destul de interesant ca să ascundeți lista de prieteni când vă vizitează cineva profilul? Probabil că nu doriți ca oricine din exterior să vadă cu cine sunteți prieteni decât persoanele care vă sunt prieteni deja pe această rețea de socializare. Pentru cei care nu știu încă, astăzi, pe 4 februarie 2014, Facebook împlinește 10 ani. Ok. Eu mă aflu pe un profil de Facebook pe care l-am creat de mult și i-am schimbat numele. Ca să facem această mică modificare, trebuie să mergem la profilul nostru, după care dăm click la Friends și vedeți că aici ne sunt afișați toți prietenii pe care avem, da? Și vedeți acest buton cu creionul Manage, dăm click pe el și avem Manage Selection și Edit Privacy. Dăm click pe Edit Privacy și ni s-a deschis această căsuță. Da? Și avem Friends List. Aici putem alege cui să arătăm lista noastră de prieteni, da? Prietenilor noștri, să vedem numai noi sau putem alege exact cui să o arătăm, da? Eu am să bifez că only me. Și am dat click pe close. Și din acest punct sau de acum încolo nu o să mai poată să vadă oricine lista noastră de prieteni decât noi. Adică nici prietenii noștri pe care am eu pe Facebook nu o să poată să vadă cu cine sau ce listă mare de prieteni am eu, să caute pe cineva sau chestii de genul. În cazul în care aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați. La revedere!